punct de vedere logistic, e mai multă responsabilitate de data asta. Și poate un pic mai puțină distracție. Adică trebuie să luăm treaba un pic mai în serios, din punctul ăsta de vedere. Pentru că lucrăm cu niște obiecte pe care trebuie să le punem la boloboc, să le punem bine, să reziste pe termen lung, dar încercăm să facem față. Și ne aflăm aici la inițiativa organizației Create, Act, Enjoy, cărora le mulțumim foarte mult pentru invitație. Mulțumim frumos și vă mulțumim că sunteți alături de noi și vă mulțumim frumos pentru tot ce ați făcut în perioada asta.